Lângă patul de spital stăteau trei persoane. Medicul șef, un bărbat respectabil, cu părul cărunt, discuta cu părinții bolnavului, un băiat de 12 ani, care zăcea nemișcat în fața lor, într-o postură ușor nefirească. Am efectuat toate examinările disponibile în clinica noastră în acest moment, îi asigura el. Și deocamdată nu putem pune un diagnostic exact. Un lucru este clar, rezultatele sunt din ce în ce mai proaste. Acum o săptămână, Matvei putea să-și miște mâinile. Acum tot ce este sub gât este complet paralizat. Și chiar și vorbitul este dificil. Din păcate, nu pot oferi pronosticuri bune. Mama băiatului a început să plângă, ascunzându-și fața pe umărul soțului. Era o femeie tânără, îngrijită, care, în mod evident, se ocupa de aspectul său, dar acum părea ușor neglijentă, îmbrăcat în grabă, fără machiaj sau coafură. Soțul ei era pe măsură. Un brunet înalt și slab, care părea ușor neîngrijit, sau așa părea din cauza privirii sale derutate și îndurerate. Bărbatul și-a îmbrățișat soția, încercând să o consoleze. Cum adică nu puteți pune un diagnostic? Sunteți cea mai bună clinică din Moscova. A întrebat bărbatul. Înțelegeți, și-a răspuns medicul. Acesta este un caz foarte rar. Sunt cunoscute boli similare, precum scleroza multiplă. Dar nu este cazul nostru. Evoluția bolii este complet diferită. În practica medicilor noștri, un astfel de caz nu a fost întâlnit. Poate că în familia dumneavoastră au existat cazuri similare. Paralizia după un accident vascular cerebral la 80 de ani se pune. Întrebă mama, ștergându-și lacrimile. Nu, este cu totul altceva, răspunse doctorul și se adresă bărbatului. Poate din partea dumneavoastră a avut cineva boli neurologice la o vârstă tânără? Nu sunt tată Limatvei, sunt tată Vitrec, răspunse bărbatul. De altfel, tatăl lui a murit în circumstanțe ciudate. Alena, draga mea, spune-le tu povestea, tu o cunoști mai bine. Primul meu soț a căzut de pe o scară când agăța un raft. Părea că nu s-a întâmplat nimic grav. S-a ridicat, s-a scuturat. Nici măcar vânătăi nu avea. Dar câteva ore mai târziu, a leșinat brusc. Am chemat ambulanța, iar după 24 de ore a murit în spital, fără să-și recapete cunoștința. Medicii nu au înțeles ce ar fi putut fi. Au concluzionat că a fost o traumă craniocerebrală închisă și o hemoragie cerebrală. Dacă nu am fi pierdut timpul, ea tăcut brusc. Privirea ei s-a oprit pe cadrul ușii. În coridor stătea o fetiță de vreo șase ani, care se uita în salon, ascultând cu interes conversația. Ochii ei mari și căprui păreau să privească fix, iar privirea ei era atât de serioasă, încât părea că înțelege tot ce se întâmplă. Judecând după faptul că purta o rochiță roșie cu un model și nu haine de spital, nu era pacientă, iar apariția ei a stârnit uimirea femei. Nu vă faceți griji, a spus medicul, observând-o pe fetiță. Este fica unei infirmiere. O aduce adesea la muncă. Directorul clinicii a permis. Eu sunt împotrivă. Totuși, suntem într-un spital, dar nu pot face nimic. Cum să stea un copil toată ziua în magazie? E cam greșit. Totuși, fetița nu deranjează pe nimeni și, în afară de mama ei, nu vorbește cu nimeni. Doar se plimbă uneori pe coridoare și se uită la oameni. El s-a apropiat de ușă și a strigat cu voce joasă. Nadia, ia, te rog, copilul. Fetița nu a reacționat la cuvintele lui și a continuat să-i privească pe părinți și pe bolnav. Se auziră pași Într-un minut, la ușă a apărut o tânără infirmieră și a luat-o de mână pe fetiță. Iertați-ne, a spus ea și s-a întors către fica ei. Xenia, hai să plecăm repede de aici. La ce ne-am oprit? Doctorul s-a întors din nou către vizitatori. Ah, da, Matvei se simte din ce în ce mai rău. Situația este imprevizibilă și trebuie să acționăm rapid. Ne-am consultat cu colegii noștri din Germania, iar ei au unele presupuneri. Trebuie să mergeți să vă tratați acolo dar nimeni nu își va asuma responsabilitatea de a transporta băiatul. Transportul poate fi periculos, înțelegeți. Trebuie să chemăm o echipă de specialiști din Germania. Este singura speranță. Desigur, va costa o sumă considerabilă. Cât? Banii nu sunt o problemă. Doar spuneți-ne suma, a declarat hotărât bărbatul. Contabilii noștri vor calcula și vă vom informa. Dar vă avertizez, suma va fi foarte mare. Sunt proprietarul unei companii mari cu cifre de afaceri de miliarde și am șapte apartamente, și acestea doar Moscova. Ne vom descurca cumva, a răspuns bărbatul. De pe pat, băiatul blond îi privea pe părinți de jos în sus. Fața lui era la fel de nemișcată ca și corpul, exprimând suferință, iar ochii erau plini de lacrimi. Curând, părinții și-au luat rămas bun de la fiul lor și-au plecat. Au mers pe coridor către ieșire. Fiind preocupați de gândurile lor, nu au observat cum, prin ușa întredeschisă a camerei de curățenie, fetița aceea mică i-a privit încă o dată. Xenia, își îi spunea mama ei, așezată pe o bancă din față, ți-am spus să nu mai faci asta. De ce te uiți în saloanele altora? Oamenilor le poate fi neplăcut. De ce nu mă asculți? În vocea ei se simțea oboseală și disperare. Pe lângă munca grea de infirmieră, trebuia să aibă grijă continuu de fetiță și să asculte reproșurile colegilor, ceea ce o epuiza și mai mult. Dar nu din viață bună lucra în spital, și nu avea altă soluție decât să-și ia copilul la muncă. Fetița și-a coborât privirea și nu a spus nimic. Mama a pus deoparte cărpele pe care le întindea după spălare și-a scos mănușile de cauciuc. Și-a luat fiica de umeri și-a privit-o în odi. Înțeleg că ți este greu să stai mereu într-un loc. Ești încă mică. Vrei să te joci, să socializezi. Dar acum trebuie să ai răbdare. Nu pot pierde această slujbă, înțelegi? Lanul la vei merge la școală, acolo vor fi mulți copii, acolo e vesel și interesant. Dar acum nu am unde să te las. Te rog, nu deranja pe alții, nu vorbi cu străini, nu atrage atenție inutilă. Maus. Bine, răspunse fetița. Mama strâns o tare la piept. Trebuie să lucrezi, a spus ea. Te implor, stai aici, iar seara vom merge în parc și ne vom opri la locul de joacă. Infirmiera a luat mopul și găleata și ieșit pe coridor. După încăperea se întunecată îi se părea că totul strălucea. Ea se ruga că astăzi să nu mai fie nevoită să suporte observații și ironii din partea colegelor. Iar fica mea întotdeauna ascultă de cei mari din prima, e spusese cu răutate asistenta șef în acea dimineață. Infirmiera nu a răspuns nimic, dar ar fi vrut să spună, pune-te locul meu și al fi cei mele. Încearcă să crești singură un copil într-un oraș străin, fără tată și fără rude, fără o meserie acasă aș vedea eu cum te-ai descurcat în locul meu și ce mamă perfectă ai fi fost. Se sprijini de perete și se opri, privind în gol cu ochii ei mari și albaștri. Pe lângă grija pentru fica ei, o altă gândire nu-i dădea pace. Acolo, în salonul cu băiatul paralizat, unde aruncase o privire scurtă, îi trecuse prin fața ochilor o față atât de familiară. Amintirile o năpădiră. Avea 14 ani când viața ei s-a împărțit în înainte și după. Până atunci trăise în Moscova cu părinții, mergea la o școală bună, avea mulți prieteni, pasiuni și planuri mărețe pentru viitor. Totul s-a schimbat când părinții ei au murit într-un cumplit accident de mașină, din care ea a fost singura supraviețuitoare. Fica iubită și unică a rămas brusc singură și a ajuns într-un orfelinat din Moscova. A trebuit să treacă prin multe. Depresia cauzată de pierderea celor dragi, pierderea tuturor prietenilor și cunoscuților și condițiile grele de viață din orfelinat. După absolvire, toate acestea au rămas în urmă, iar ea intenționa să-și construiască o viață nouă. Atunci l-a cunoscut pe Oleg, un tânăr care părea simplu, dar manierat și inteligent, spre deosebire de cei care o înconjura un în orfelinat. Nu-i trebuie mult unei tinere să-și piardă capul. El era un brunet frumos, înalt și zvelt, inteligent și amuzant, cu doar doi ani mai mare decât ea. Iar ea avea acea frumusețe care nu se vede imediat o șoricică modestă care, cu machiajul și hainele potrivite, se transforma într-o adevărată frumusețe aristocratică. Oleg și Nadia s-au îndrăgostit unul de celălalt. Așa cum se întâmplă adesea în tinerețe, părea că va fi pentru totdeauna. Cine gândește altfel la 18 ani? Nadia plănuia să se înscrie la facultatea de medicină. Ca orfană, avea anumite avantaje și spera să intre la o universitate bună de asemenea, aștepta apartamentul care era promis de stat. Fiind moscovită, apartamentul urma să fie Moscova. Aștepta cu nerăbdare să-i vină rândul și începutul noului an universitar. Avea mari șanse să-și aranjeze viața după tot ce trăise. Oleg studia la o universitate prestigioasă, studiile lui fiind plătite de părinți. Ei au dăruit și o mașină nouă, cu care el circula, locuia cu părinții în conacul lor dintr-o zonă de elită. Când Nadia a aflat despre asta, s-a întristat dintr-un motiv neclar. Alesul ei era neobișnuit de bogat. Unicul fiu al unui bogat se pregătea să moștenească o afacere imensă, case luxoase aproape în întreaga lume, iahașturi și un parc auto impresionant. Ar fi trebuit să fie fericită că viața i-a oferit o asemenea oportunitate, dar Nadia simțea cumva că asta nu va face decât să le complice relația sau chiar să o distrugă. Ea era o fată simplă, cu un trecut greu. Orfană. Iar pentru el, era deja pregătit un loc în firma tatălui său, iar la 20 de ani el călătorise deja aproape în toată lumea. Îi despărțeau prăpastie, pe care tinerii o pot depăși cu mare greutate. Când Oleg a aflat despre grijile Nadiei, el a încercat să o liniștească, asigurându-o că lucrurile nu stau așa cum le crede ea. Părinții mei, îi spunea el, sunt oameni moderni. Nu vor încerca să mă căsătorească avantajos cu fiica unui partener de afaceri. Nu sunt așa. O să le placi, o să vezi. Totuși, așteptările lui Oleg nu s-au împlinit, iar temerile Nadiei s-au confirmat. La întâlnire, părinții lui, Leonid Victorovici și Eleonora Genadievna, s-au purtat rece, iar când au auzit despre trecutul ei de la orfelinat, au început să-și arate deschis disprețul. Când Nadia a ieșit pentru un moment, înainte de a se întoarce, a auzit discuția dintre tatăl și mama lui Oleg. Fiul nostru s-ar supăra dacă i-am spune ce credem, spunea cu tristețele unit Victorovici. Dar asta e de neconceput, își răspunse ele onora Ghenadievna. Îți dai seama? În casa noastră, o fată dintr-un orfelinat. Trebuie să verificăm dacă nu lipsește nimic. Eleonora a început să numere lingurile de pe masă. Leonid Victorovici opri. Hai, lasă asta. Nu despre asta e vorba. Mă îngrijorează mai mult faptul că între ei e ceva serios. Și ea nu are nimic. Ne trebuie nouă o astfel de noră. Mâine o să vină și o să spună că e însărcinată, și gata. În plus, Oleg e încă prea tânăr să se căsătorească și să-și întemeieze o familie. Nu sunt împotrivă ca el să se vadă cu această Nadia. Doar că, peste câteva luni, să nu mai fie pe aici. Trebuie să-i explicăm asta cumva. O să găsim noi o soluție, spuse mama lui Oleg. Nadia s-a întors și s-a îndreptat spre ieșirea din lungul coridor al casei private. Nu voia să-i mai vadă pe acești snod bogați și înțelegea că, cel mai probabil, va trebui să se despartă de Oleg. Oricât l-ar fi iubit, erau din lumii diferite. Pe drum, s-a întâlnit cu Oleg, care și el ieșea undeva. Plec, <coughs> i-a spus ea și a povestit discuția pe care o auzise. După ce a ascultat-o, Oleg a luat-o de mână și a dus-o înapoi în sufrageria părinților. Dragii mei mamă și tată, le-a spus el, vă anunț că între mine și Nadia este ceva serios, fie că vreți sau nu. Voiam să vă spunem că ne mutăm împreună, dar nu aici. Eu mă mut cu ea într-un apartament închiriat. Așa s-a și întâmplat. Tânăra pereche a locuit împreună timp de jumătate de an în dragoste și armonie. Nadia a apreciat gestul lui Oleg, care se opusese părinților lui pentru ea, și nu a mai avut îndoieri cu privire la el. Ei și-au câștigat singuri existența și nu depindeau de nimeni, făcându-și planuri pentru viitorul lor împreună. Aceasta a fost cea mai fericită perioadă din viața Nadiei, și părea că așa va fi mereu. Totul mergea bine până când Nadia a aflat că este însărcinată. Văzând cele două liniuțe, s-a bucurat și s-a speriat în același timp. Acum va trebui să amâne studiile. Dar oare erau ei pregătiți pentru un copil? Totuși, undeva în adâncul sufletului, ea era bucuroasă de acest copil și de faptul că acum era legată indisolubil de bărbatul pe care îl iubia a decis să nu-i spune imediat lui Oleg, ci să-i facă o surpriză. Însă, din acel moment, lucrurile au început să nu mai meargă conform planului. Oleg a plecat pe neașteptate pentru două săptămâni din cauza unor treburi importante. Nici măcar nu au reușit să și-a rămas bun. El a sunat-o pe la telefon și a spus că este deja departe, iar puțin mai târziu, tatăl său, Leonid Victorovici, a vizitat apartamentul închiriat. El a invitat-o pe Nadia să meargă cu el la Conac pentru discuții discuție importantă. După ce au intrat în salon și a oferit Nadiei să se așeze pe o canapea scumpă, a început discuția. Știu despre copilul ce va veni. De unde? S-a mirat Nadia. N-am spus nimănui. Mă urmăriți. Nu are importanță, i-a răspuns el, plimbându-se prin cameră. Esențial este că Oleg știe și el totul și nu își dorește asta. A plecat și m-a rugat să-ți spun că voi doi nu mai sunteți împreună. Nu a putut să-ți spună singur și m-a rugat pe mine. Trebuie să decizi ce vei face de acum înainte. Totul în interiorul Nadiei s-a întors pe dos, căci presimțea că așa va fi. Și cât de bine se prefăcea el tot acest timp, în timp ce ea deja reușise să-și planifice în minte viitoarea lor viață de familie, chiar și numele copilului l-a deja. Ei bine, chiar dacă așa stau lucrurile, nu voi face un avort. Copilul meu va trăi. Leonid Victorovici era vizibil nemulțumit de răspunsul ei. Tu decizi, dar nouă nu ne trebuie acest copil. Nu te vom ajuta. Oleg nu-l va recunoaște. Crede-mă, avem suficiente relații încât să nu ne poți crea probleme. Nadia parcă privea din afară cum viața ei se prăbușește. Nu era pentru prima oară când pierdea totul. Exterior, însă, păstra calmul. Am o propunere pentru tine, a spus Leonid Victorovici, fără să o privească. S-a apropiat de birou, a scos un geamantan și l-a deschis. Nadia a văzut că era plin de bani. Trebuie să pleci. Acești bani îți vor fi suficienți ca să te stabilești într-un orășel mic, departe de Moscova. Dacă îi gestionezi corect, Vei putea trăi fără griji. Îți vor ajunge pentru locuință și educație. Acești bani sunt ai tăi, dar doar cu condiția să pleci și să nu te mai vedem niciodată. Dacă nu accepti condițiile mele, nu vei primi nimic. Dacă ești de acord, fă-ți bagajele, iar oamenii mei te vor duce. Vei primi banii la noul tău loc. A doua zi, Nadia s-a urcat în jeepul care venise după ea, iar doi bodigarzi masivi în costume, au dus-o departe de orașul natal. Moscovită de origine, născută într-o familie binecuvântată, visând să obțină o educație, i-a acceptat totuși să plece. Banii de la fostul ei socru îi veneau foarte bine. Oleg nu răspundea la telefon, oricât de mult ar fi încercat să-l sune. Se pare că, într-adevăr, o părăsise astfel. Și iată că i-a părăsea orașul natal cu un singur geamantan de lucruri și cu copilul în pântece. Giamantanul plin de bani era în salonul mașinii, în fața ochilor ei. Pe drum, Nadia încerca să nu se gândească la trecut și să se concentreze pe viitor. De ce să șape se singură rănile? Îngrijorările nu sunt bune pentru o femeie însărcinată. Încerca să se gândească la viitorul copilului. Nu plănuise să devină mamă atât de devreme, dar acum va avea măcar o persoană apropiată care o va iubi cu adevărat și care îi va putea oferi dragostea ei. Așa a fost viața. A avut încredere într-o persoană în care nu ar fi trebuit să aibă încredere. Cine, la 18 ani, cunoaște bine oamenii? Cine nu face greșeli? S-a pus singură într-o asemenea situație, singură va trebui să o deslege. Dacă doar mama și tata ar fi fost lângă mine, e se gândea fata, nu m-ar fi lăsat să fiu nedreptățită și nu m-ar fi lăsat singură cu problemele mele. Acum era singură în toată lumea și nimănui nu-i păsa de ea. Au călătorit toată ziua și toată noaptea, cu foarte puține opriri. Nadia a mâncat și a băut doar ce și-a luat cu ea, pentru că altceva nu i-a oferit. În zori, în a doua zi, s-a oprit într-un orășel mic sau într-un sat, al cărui nume Nadia nu a reușit să-l citească. Aici, el a spus scurt unul dintre bodyguards. Mașina s-a oprit. Nadia a coborât pe o mică piață, în mijlocul căreia se afla un turn de apă înclinat. Pe stradă nu era nimeni. Frigul dimineții a lovit-o, după ce se încălzise în mașină, și a simțit nevoia să se înfășoare într-o haină caldă. Unul dintre bodyguards a scos geamantanul cu lucruri și s-a urcat în mașină. Așteptați, a spus fata. Dar banii? Ce? A întrebat bodyguardul, privindu-o fix, cu o privire grea. Mi s-au promis bani. S-a bâlbâit Nadia, pierdută. Leonid Victorovici trebuia să vă spună. Nimeni nu ți datorează nimic aici, i-a răspuns brutal bodyguardul. Leonid Victorovici nu e aici și nu ai cum să demonstrezi nimic. Noroc. Și mașina a demarat. Fata s-a așezat pe geamantan și a început să plângă, acoperindu-și fața cu mâinile. Următorii șapte ani au trecut ca prin ceață. Nadia s-a adresat centrului de asistență socială. Acolo au ajutat-o să obțină o cameră într-un cămin și un mic ajutor social. Oamenii cu suflet mare o ajutau des. Unii dădeau haine și jucării, alții stăteau cu fetița nou-născută, dându-i șansa să lucreze. Toată lumea o compătimia, dar nimeni nu putea să o ajute substanțial, pentru că nici ei nu erau într-o situație mai bună. Într-o privință, Nadia avusese dreptate. După nașterea micuței, viața ei a căpătat un sens nou. Niciodată nu a regretat că a născut-o. Prima dată când a luat în brațe acel mic gemotocroz, Nadia a înțeles că totul a meritat. Și chiar dacă toată lumea o trădase, acum avea o persoană apropiată. I-a dat fetiței numele Xenia, care înseamnă străină. În realitate, Nadia se simțea însă și o străină în acest nou mediu și aștepta momentul în care să scape din această izolare când fetița va crește. S-a angajat ca de dacă într-o grădiniță, unde a înscris-o și pe Xenia. Salariul era foarte mic, dar măcar erau tot timpul împreună și Nadiei nu era rușine că și-a abandonat copilul. Așa au trăit următorii șase ani, în sărăcie, dar în căldură și fără a suferi de foame. În acest timp, Nadia a strâns bani pentru o mutare. Când Xenia a împlinit șase ani și-au strâns lucrurile și-au plecat în capitală, Acolo, Nadia voia să-și găsească un loc de muncă, să-și continue studiile și să-și construiască o viață mai bună decât în orășelul străin. Se spune că pereții casei tale îți oferă ajutor. Deși Nadia nu avea o casă proprie, orașul natal era casa ei. Acolo se simțea confortabil și avea mai multe oportunități. Ea visase la această mutare ca la o salvare. Și iată-le pe ele, în Moscova, Nadia suna la toate anunțurile pe care le găsea, mergea de la un interviu la altul și o lua mereu pe Xenia cu ea. La un moment dat, a avut noroc. În timpul unui interviu pentru un post de infirmieră la o clinică privată scumpă, cu un salariu decent, în birou a intrat chiar proprietarul clinicii. Un bărbat impunător, îmbrăcat într-un costum impecabil și cu un ceas scump, s-a oprit brusc și a privit-o insistent pe tânăra mamă, slabă și modest îmbrăcată, care avea cu ea un copil. Nadia Hrustaliova, a exclamat el deodată. Nu mă recunoști. Tu și fiul meu, Alexandru, ați fost colegi de clasă. Pe urmă, cred că ai plecat la altă școală. V-ați mutat, nu-i așa? Părinții mei au murit, iar eu am fost dusă la orfelinat, iar a am amintit Nadia. Așa e, așa e, îmi amintesc de povestea aceea teribilă, a spus el. Cum ai ajuns aici? Fiul meu, Alexandru, studiază în străinătate, își termină masteratul. Dar tu? a întrebat el și s-a oprit brusc. Fata candida pentru un post de infirmieră, ceea ce însemna că nu avea studii superioare. Directorul a înțeles că a pus-o într-o situație jenantă și s-a simțit prost în fața ei. Pentru a-și repara greșeala, le-a spus angajatorilor să o accepte pe Nadia și informat personal pe toată lumea din clinică că ea poate veni cu fiica ei la muncă. Acest lucru a fost o adevărată salvare pentru Nadia, care nu avea șanse să obțină un loc la grădiniță. În ceea ce o privea pe Xenia, ea era un copil curios, dar introvertit. Mutarea a afectat-o negativ. Acolo, în locul anterior, avea prieteni și o viață stabilă pierduse totul și acum trebuia să locuiască într-un apartament col și să-și petreacă cea mai mare parte a timpului la spital, unde îi se permitea doar să se joace în liniște în camerele de depozitare. Vârsta ei o făcea să fie neliniștită. Firea ei de copil cerea mișcare și noi impresii. În timp ce mama ei spăla podelele, ea explora clădirea, vorbea cu pacienții și cu angajații, pentru care primea mereu reproșuri de la adulți, inclusiv de la mama ei. Fetița a început să se simte inutilă și să se retragă în sine. Totuși, curiozitatea o făcea să trei zilnic pe coridoarele lungi. Cunoștea fiecare colțișor al spitalului și părea că era peste tot în același timp. Acum era într-o parte a clădirii și imediat era văzut în altă parte. La rugămintea mamei ei, a încetat să mai vorbească cu oamenii și să-i distragă de la muncă. Acum doar observa și reținea, ce altceva ar putea face un copil de șase ani în timpul turei de douăsprezece ore a mamei sale, când coloratul și jucăriile deveneau plictisitoare încă din primele ore. Mamă, mamă, a venit un domn din Germania. A consultat un băiat și l-a conectat la niște aparate. Îți dai seama? Pe ecran erau niște steluțe. Mamă, ce înseamnă asta? Nu știu, dragă, eu nu sunt doctor, i-a răspuns Nadia. Xenia a declarat deodată. Eu știu de ce e bolnav băiatul. Dar tu nu mai trage cu urechea și nu te mai uita, a prevenit o mamă. Asta nu ne privește. Nu e bine să spui nimănui de ce e bolnavă o altă persoană. E un secret. Xenia a reflectat la cele spuse. Nadie era și ei curioasă starea fiului adoptiv al lui Oleg, dar nu a vrut să încurajeze curiozitatea fiicei sale își dorea să-l mai vadă măcar o dată, întreacăt. Cum se schimbase după toți acești ani? Se maturizase, devenise serios, își spunea ea în sine. S-a căsătorit și pare să fi devenit un mare șef. Oare mă mai ține minte și își amintește ce a făcut cu mine? Dacă m-ar vedea acum, cum ar reacționa? Dar de fată nu trebuie să afle. Asta nu-l privește. Oleg și soția s-a stăteau pe holul spitalului și vorbeau încet, închizând ușa camerei fiului lor. Ceea ce a spus acest doctor german nu este deloc încurajator, îi spunea Oleg. Am cheltuit aproape toți banii noștri. Dacă îi ascultăm și acceptăm operația, va trebui să vând firma tatălui meu. Altfel nu ne putem descurca. Nu înțeleg cum poate costa atât de multă operație. Și cel mai important, nici măcar nu am primit un diagnostic clar. Ce vor să trateze de fapt? Soția lui părea complet devastată. Fața era umflată de la plâns, iar când a vorbit, vocea ei tremura. Așa ești tu. Te gândești doar la bani. Fiul nostru moare, iar tu te preocut de firmă. Fiul nostru moare și tu vrei doar să păstrezi afacerea. Termină, i-a răspuns Oleg. Pur și simplu nu înțeleg cum e posibil. Medicina noastră este suficient de avansată și în fiecare spital public se fac operații complicate, și asta gratuit. Poate ar trebui să mergem la o altă clinică? Și ce dacă aceasta este considerată cea mai bună? Trebuie să-l arătăm pe matvei mai multor specialiști din toate domeniile. Să formeze un consiliu și, cu siguranță, vor ajunge împreună la o soluție. Pentru asta sunt dispus să plătesc oricât, pentru că după aceea putem spune că am făcut tot ce ne-a stat în putință. Doctorul Fert este singurul care poate să ne ajute. A țipat aproape soția lui. Matvei are nevoie de operatie și doar el este dispus să o facă. Este cel mai bun neuroirurg din Europa. Desigur, percepe onorarii mari. Ce ai vrea? La el sunt programări pe patru ani. Noi avem zile numărate, iar tu calculezi bani. Cum poți fi atât de zgârcit? Într-un moment atât de dificil, ne trădezi. Când m-am căsătorit cu tine, nu credeam că ești așa. De ce ți-am încredințat fiul meu? El te consideră tată, iar tu. Oleg și-a îmbrățișat soția și încercat să o calmeze. Bine, bine, am înțeles. Sigur că voi vinde firma. Dacă e nevoie, voi da tot. Principalul e să funcționeze. Va trebui să scădem prețul ca să o vindem rapid. Dar nu te îngrijora, vom face rost de bani. A intrat în salon și s-a apropiat de băiatul întins pe pat. Era în continuare în aceeași poziție ciudată și incomodă pentru un om. Inima lui Oleg parcă se rupea văzându-le astfel. S-a plecat peste Matvei și a spus îți promit că voi face rost de bani. Voi face tot posibilul să te salvez. Vei trăi. Băiatul a clipit doar din nou din semn de răspuns. Era singura mișcare pe care o mai putea face. Boala misterioasă l-a afectat tot mai mult. Oleg i-a lăsat singuri pe mama și pe fiu și a ieșit. Gânditor, a început să coboare scările. Într-adevăr, voia să-l salveze pe băiat și era gata să renunțe la afacerea pe care o moștenise după moartea tatălui său. Ar fi putut el să facă altfel. Dar capul era plin de incertitudine și de cât de repede se schimba totul. Cu doar două săptămâni în urmă, Matvei mergea la școala sa de elită și participa la clubul sportiv cu un antrenor personal, un campion olimpic, și nimic nu prevestea necazurile. Oleg simțea din ce în ce mai mult neputința în fața circumstanțelor vieții iar de data aceasta nici banii nu-l puteau ajuta. Banii sunt doar un mijloc, chiar și în cantitatea pe care o avea el. Și ce dacă averea sa era mai mare decât bugetul anual al unor țări? Toată această bogăție nu poate salva o singură viață. Deodată, pe palierul de la etajul de mai jos, în fața lui Oleg, a apărut o fetiță mică. A apărut de nicăieri, de parcă l-aștepta. Oleg s-a speriat puțin. Până atunci fusese cufundat în gândurile și neliniștile sale, dar acum s-a întors brusc la realitate. Fetița și-a întins mânuța mică și pufoasă spre el, iar Oleg a observat că ținea un pachet. Luați, a spus ea. Pachetul a ajuns în mâna lui Oleg, iar în secunda următoare, strania necunoscută a dispărut pe ușa de la etajul al doilea. S-au auzit pași grăbiți, care s-au stins curând. Se pare că a fugit, nevrând să dea vreo explicație. Oleg s-a uitat la ce rămăsese în mâna lui. Era o bucată mică de hârtie, ruptă dintr-o pagină de carte de colorat pentru copii și îndoită pe jumătate. Diagnosticul, Matvei. Era scris deasupra cu litere de tipar, evident de o mână de copil. Oleg a fost extrem de surprins și s-a grăbit să deschidă hârtia. O glumă. S-au întorsătură ciudată a sorții. De unde știe fetița diagnosticul? Pe care nici măcar medicii de renume nu-l pot pune. Ceea ce era în interiorul biletului l-a șocat pe Oleg. La început a crezut că nu poate fi adevărat, apoi totul a început să capete sens. În bilet era scris un singur cuvânt simulant. Prima senzație a lui Oleg a fost indignarea. Cineva a îndrăznit să facă glume pe seama unui copil pe moarte. Apoi, brusc, totul i s-a limpezit. Multe lucruri au devenit clare acum. De ce nu există un diagnostic? De ce medicii sunt atât de evazivi? De ce Oleg nu a văzut niciodată ca asupra lui Matvei să se efectueze vreun tratament? El doar stă întins. Nici măcar nu știa de ce, de parcă era în transă. Oleg s-a ridicat din nou la etajul 3 și a privit în salon. Soția lui, Aliona, era plecată peste fiul lor, stând lângă patul lui. În mâinile ei era o carte. Probabil că îi citea. Băiatul stătea întins la fel ca întotdeauna. Dar un detaliu i-a tras atenția lui Oleg. Era un papuc de copil, care ieșea de sub pat. Se pare că cineva încercase să-l împingă mai în spate, iar pentru cei care stăteau lângă pat nu era vizibil. Dar cel care făcuse asta nu s-a gândit că va fi vizibil din altunghi. Când Oleg a văzut asta, Totul s-a potrivit perfect în mintea lui. Poate că fetița a văzut că Matvei se ridică și a vrut să-i spun asta lui Oleg. El a ieșit din salon și s-a dus acasă. Toată ziua și toată noaptea s-a gândit la ceva ce nu i trecuse prin minte până atunci. De ce ar pretinde fiul adoptiv că este grav bolnav? Nu ar avea niciun motiv. Se chiulească de la școală, se poate face și altfel să te prefaci bolnav și să stai întins zile întregi nu este ușor și nici distractiv. Dar cineva l obligă să facă asta. Oleg și Aliona s-au căsătorit acum cinci ani. Oleg nu a fost deranjat de faptul că ea avea un fiu dintr-o căsătorie anterioară. S-a înțeles repede cu băiatul și deja îl considera ca fiind propriul său fiu. Însă cu Aliona, relația nu mai mergea bine în ultima vreme. Din cauza ocupației la serviciu, Oleg nu era acasă atât de des pe cât și-ar fi dorit. Negocieri, afaceri, călătorii de afaceri în diferite colțuri ale lumii. Toate acestea sunt inevitabile pentru un om de afaceri de succes. Dar, în același timp, Alionaș petrecea tot timpul departe de casă, la petreceri, la prietene și rude, în saloane de frumusețe și în călătorii. Și Dumnezeu știe unde și cu cine soții nu se vedeau și nu comunicau luni de zile și se îndepărtaseră mult unul de celălalt. Amândoi înțelegeau că relația lor se destrăma. Cu regret, Oleg se gândea din ce în ce mai des la inevitabilul divorț. Să salvezi o căsnicie în care nu mai există iubire este o sarcină dificilă și adesea inutilă. Sunt ei pregătiți să lupte pentru asta. El nu vedea în soția lui nici dorința de a schimba ceva, nici vreun sentiment față de el. Nu ar fi mai bine să se elibereze unul pe celălalt în pace. Așa gândea el. Totuși, nu deschisese încă discuția, pentru că nu luase încă o decizie definitivă. Și cum să înceapă o discuție, dacă soția dispărea parc intenționat de acasă când el se întorcea dintr-o călătorie de afaceri? Poate că și Aliona înțelegea cu urma să divorțeze. Se pare că nu voia să plece cu mâinile goale. Cea mai mare parte a averii sale inclusiv afacerea, o lego moștenise. Așadar, la divorț, toate acestea nu ar fi fost supuse împărțirii. Altă poveste ar fi dacă ar reuși să-i scoată banii de bunăvoie. Să joace pe sentimentele paterne. Ce ar putea fi mai sigur? Alional a forțat pe fiu să simuleze boala. Dar pentru un copil sănătos este greu să stea culcat tot timpul, ba chiar este dăunător pentru sănătate. Când nu vede nimeni, se ridică. De aceea sunt pantofi sub pat. Ce mamă ar permite copilului să stea desculți pe gresia rece din spital? Acum părea logic și faptul că Aliona nu voia sub nicio formă să meargă la o altă clinică pentru a doua opinie. Bineînțeles, pentru că era în complicitate cu medicul de la acest spital. De ce ar plăti pe altcineva? Doctorul acela din Germania, cine știe dacă există cu adevărat? Și chiar dacă există, Probabil că a fost și el mituit. Nu poate costa o consultație medicală atât de mult, cât a plătit Oleg, chiar și cu toate cheltuielile de călătorie incluse. Îl storc pur și simplu de bani. Aliona manipulează cu pricepere sentimentele și conștiința lui Oleg, astfel încât el să nu aibă timp să gândească, să reușească doar să scoată bani. Oleg simțea că acum toate cărțile sunt pe față și că putea vedea clar planul soției sale. Dar cum să confirme aceste suspiciuni? Dacă i-ar spune direct, iar face doar o scenă. Nu mă crezi! Nu vrei să salvezi fiul meu! Ar țipa ea, acuzându-le pe Oleg de toate păcatele posibile, manipulându-i sentimentele față de copil. Va veni medicul și va prezenta toate actele și investigațiile care confirmă boala. Va înșira orice, pentru că Oleg, oricum, nu este medic și nu ar înțelege nimic. Nu, trebuie să-i prindem flagrant, iar cel mai bine ar fi să aibă dovezi. Vor fi necesare în instanță. Dacă informațiile se confirmă, divorțul va fi inevitabil, iar acum Oleg nu avea de gând să-i dea ceva soției sale mincinoase. Fetița aceea, cu siguranță știe ceva, i-a trecut prin minte. A doua zi dimineață, fără să ia micul dejun, a plecat la spital. Prima dată a alergat la etajul al doilea, unde avusese loc ca acea întâlnire misterioasă. A verificat fiecare colț, dar nu a găsit fetița. Apoi a alergat pe toate etajele și toate scările spitalului. Din nou nimic. Disperat, a început să întrebe angajații unde ar putea fi fetița. Cine știe? Se plimbă peste tot, iar când ai nevoie de ea, nu o găsești, i-au răspuns ei. Abia când a ajuns la biroul asistentei șefe, aceasta, fără să știe de ce îi trebuia micuța, l-a îndrumat în direcția corectă. Întrebați-o pe mama ei. Ea o va găsi repede. Am trimis-o pe Nadia să curețe ultima cameră de la capătul coridorului. Pacientul tocmai a fost externat de acolo. Puteți merge la ea. Oleg a alergat cu toată viteza spre locul indicat. A intrat pe ușa deschisă, abia reușind să se țină pe picioare alunecând pe podeaua audă. În fața lui se afla o cameră standard de spital privat. O încăpere spațioasă. Pat, televizor, frigider. Totul ca într-un hotel destul de bun. O femeie tânără, îmbrăcată într-un halat albastru, trăcea o găleată grea cu apă spre colțul îndepărtat. Scuzați-mă," a spus Oleg. Ea s-a întors. Au privit unul la altul pentru o clipă. Oleg nu-și credea ochilor. Nadia, tu ești. A spus el în sfârșit. Ce întâlnire! A răspuns fata cu ironie. Ce să vezi, îți amintești de mine? Cum aș putea să te uit? Am încercat mult timp să înțeleg de ce ai fugit atunci. A venit rândul Nadiei să fie surprinsă. Am fugit. Eu. A întrebat ea deschizând larg ochii. M-ai lăsat însărcinată, iar tatăl tău m-a trimis departe și m-a lăsat fără niciun mijloc de trai. Oleg s-a așezat pe pat. Părea că nimic nu-l mai putea surprinde, dar viața continua să-i aducă noi și noi surprize. Ai fost însărcinată. De ce nu mi-ai spus? Nici nu am vrut să te părăsesc, doar că am plecat la bunica mea. Avea nevoie urgentă de ajutorul meu, nici măcar nu mai țin minte pentru ce. Iar când m-am întors, lucrurile tale nu mai erau. Doar un bilet rămăsese. Îl știu pe de rost. Nu mai putem fi împreună. Plec pentru totdeauna. Nu mă căuta. Întâlnirea noastră a fost o greșeală. Uită-mă și găsește pe altcineva. Îți doresc fericire, Nadia. Am încercat să te sun și să-ți scriu, dar peste tot eram pe lista neagră n-am înțeles niciodată ce s-a întâmplat. Credeam că relația noastră era serioasă. M-am gândit că te-ai supărat că am plecat așa brusc, deși nu era tipic pentru tine. Întotdeauna ai fost o fată liniștită și avea încredere în mine, dar nu aveam alte explicații. Nadia a lăsat mopul jos și s-a așezat în fața lui Oleg. A început să gândească. Cum de nu mi-am dat seama imediat că era un plan al tatălui tău, a spus ea. Nadia i-a povestit totul de la început până la sfârșit. Despre cum și-a ascuns sarcina pentru a-i da vestea într-un mod special. Despre cum Leonid Victorovici a convins-o să plece, i-a oferit bani, iar bodigarzi i-au luat tot. Despre cum ea și fica ei au ajuns din nou la Moscova și în ce situație se aflau. De-a lungul anilor, prăpastia dintre ei devenise și mai mare. Oleg devenise șeful companiei tatălui său. Iar Nadia spăla podelele într-un spital pentru un salariu mizer. Un singur lucru nu înțeleg, a spus ea, dacă nu m-ai părăsit. De ce nu mi-ai răspuns? Și eu te-am sunat și ți-am scris de multe ori. La început voiam să aflu dacă e adevărat ce mi-a spus tatăl tău. Tu nu răspundeai la telefon, iar eu am sunat de zeci de ori. Atunci am crezut că totul este adevărat. Apoi, cu timpul, am sunat din nou. Doar voiam să-ți spun totul. Dar nu ai răspuns nici după o zi, nici după o lună. Cum s-a putut întâmpla asta? Oleg a ridicat din numeri. Cunoscându-le pe tata, cu banii și relațiile lui, ar fi putut să se amestece în telefoanele noastre de la distanță. A angajat specialiști care au setat totul astfel încât să nu putem comunica. Acum nu vom ști niciodată. Tata a murit acum trei ani, iar apoi s-a dus și mama. Ceea ce mă uimește mai mult este cum a aflat despre sarcină, dacă nu ai spus nimănui. M-am gândit la asta, a răspuns Nadia. Probabil că m-a urmărit și a aflat că am fost la medic. Apoi nu i-a fost greu să deducă restul. Deci nu m-ai trădat. Oleg a sărit de pe scaun și s-a apropiat de ea. Nu intenționam să mă despart de tine aș fi fost bucuros de sarcină. Oricum voiam să mă căsătoresc cu tine. Doamne, nu-ți poți imagina ce am trăit când ai plecat. Bineînțeles, ție ți-a fost mult mai greu. Tatăl meu nu mai este în viață, dar cum i-ar plăcea să-l privesc acum în oți? Pentru capriciile lui, pentru dorința lui de a impresiona pe alții, ne-a despărțit și ne-a distrus fericirea. Totul putea fi altfel. Nadia s-a ridicat și ea, o secundă mai târziu, se afla în brațele lui Oleg. El o strângea în costumul ei de lucru murdar, lângă cămașa lui albă, inalând mirosul familiar al părului ei. Oleg abia stăpânea emoțiile, iar Nadia și le-a dat frâul liber, lacrimile curgându-i pe obraji. Deodată, ea s-a retras. Dar tu ești căsătorit acum. Oleg și-a amintit de ce venise inițial. Căsătorit, dar probabil nu pentru mult timp a spus el și a povestit Nadiei bănuielile sale despre înșelăciunea linei. Ascultându-le, Nadia, în adâncul sufletului, s-a bucurat. Se miustra pe sine. Nu e bine să te bucuri de destrămarea unei familii străine. Dar ce să facă? Dacă o leg divorța, ei ar putea fi din nou împreună. Cât de mult și-ar fi dorit asta acum. Când Nadia a realizat că el nu era vinovat de ceea ce s-a întâmplat, a simțit un dor copăleșitor pentru anii pierduți. Regret pentru el, pentru Xenia și pentru ea însăși. Dacă m-aș fi întors în Moscova mai devreme și aș fi încercat să-l găsesc, gândea ea, totul ar fi fost altfel. Voiam să o fac. Dacă aș fi avut bani. După nașterea Xeniei, ea se gândise cu adevărat să-i arate pe oleg copilului. Poate că el și-ar fi revenit și-ar fi ajutat măcar financiar dar cu salariul ei de femeie de serviciu cu jumătate de normă, nu putea economisi pentru o astfel de călătorie lungă. Mai târziu, când lucrurile se așezaseră cât de cât, Nadia nu mai voia să-l vadă pe Oleg și nici să-i arate fica. Un astfel de tată nu ne trebuie, ne vom descurca singure, se gândea ea. Iar Xenia îi spunea că tata locuiește departe și nu vine la ele din cauza muncii importante. Nadia a ieșit pe coridor și a chemat încet pe Xenia, era aproape și a venit repede. Intrând în salon, Xenia l-a văzut pe Oleg și s-a oprit în loc. Credea că iarăși vor face plângeri împotriva ei. Xenia, spune-i unchiului de unde știi că Matvei doar se preface și nu e bolnav. A rugat-o Nadia. Înțelegând că nu o vor certa, Xenia s-a liniștit. L-am văzut cum se ridică și merge, ba chiar aleargă, a spus ea și se joacă pe telefon și se uită la desene animate, dar când vine cineva, ascunde tot. Și mama lui îi aduce bunătăți, iar el le mănâncă, dar nu mănâncă terciul și supa. Oleg nu se putea concentra pe ceea ce spunea fica. Își dorea să o asculte și să o asculte, dar nu înțelegea sensul cuvintelor. Gândurile lui erau undeva departe. Acolo, într-un sătuc uitat de lume, unde fica lui minunată crescuse fără el. Și el nici nu i-a văzut primul zâmbet, primii pași, nu i-a auzit primele cuvinte. În timp ce el, aici, în Moscova, se bucura de toate avantajele bogăției, ele, cu mama ei, luptau pentru supraviețuire. Fetița stătea și înșira ce mai făcea Matvei pe ascuns. Iar tatăl ei nu se putea sătura să o privească. Când Xenia a spus tot ce știa, el s-a uitat rugător la Nadia, iar ea a înțeles tot. Xenia, Îți amintești că ți-am povestit că tatăl tău nu poate fi cu noi din cauza muncii lui importante. A spus ea. Ei bine, acum este în fața ta. Munca lui importantă s-a terminat și acum o să-l vezi des, foarte des. Xenia, care până atunci îl privise curajoasă pe Oleg, s-a rușinat brusc. În fața ei era un om atât de important, cum era tatăl ei, pe care l-așteptase atât de mult timp. S-a lăsat o tăcere, Bine, fugi, i-a spus mama. O să aveți timp să vă cunoașteți. Fetița a fugit pe coridor, iar pașii ei ușor s-au stins. Nadia i s-a adresat lui Oleg. O să te vezi cu ea, nu-i așa? A visat toată viața să-și cunoască tatăl, m-a întrebat mereu despre tine, iar la grădiniță se lăuda că tatăl ei trăiește la Moscova și o să vină curând să ne ia la el. Își inventat toate astea și le spunea tuturor. Nadia, voi divorța și foarte curând vom fi din nou împreună. Am doar nevoie de dovezi pentru ceea ce a spus Xenia. Tribunalul nu o să creadă doar cuvintele ei. Și tu să lași totul imediat, nici măcar să nu mai ștergi podelele. Pleacă de aici. Nu vei mai munci nici o zi ca femeie de serviciu. O să vă asigur totul. Șoferul meu vă va duce chiar acum la apartament mele din centru. Oleg a scos telefonul, dar Nadia l-a oprit. Nu pot să-i dezamăgesc pe oameni. Am responsabilități și trebuie să le îndeplinesc. Altfel, cine o să facă ordine aici? Și la tine nu vom merge astăzi. Ești încă căsătorit și nu vreau ca oamenii să creadă că sunt amanta ta. Eu și Xenia avem unde să locuim. Nu o să renunți la apartamentul închiriat și nici nu voi demisiona. Toate acestea le-am obținut cu greu și nu vreau să ajung din nou pe străzi. Îmi pare rău, dar după tot ce am trăit, nu mai sunt aceeași fată naivă. În plus, acum răspund nu doar pentru mine. Înțeleg, iar răspuns Oleg. Ai dreptate. O să vă mutați la mine imediat după divorț, dar până atunci. Am văzut că peste drum e o grădiniță privată, nu-i așa? De mâine, du acolo pe Xenia. O să mă ocup de toate. Oleg își dorea foarte mult să o sărute pe Nadia la plecare, așa cum făceam vremurile vechi. Dar știa că ea nu era pregătită pentru asta. Cei șapte ani trecuți nu puteau fi și cu buretele. În acest timp, atât el, cât și Nadia se schimbaseră. După ce și-au luat rămas bun, a plecat. Prima oprire a fost la grădiniță. Aranjat totul imediat pentru o ajuta pe Nadia și pentru ca fica să nu mai stea prin spital, ci să fie cu copiii de vârsta ei. Dar Oleg avea și un alt motiv. Xenia știa multe și nu putea risca să mai povestească și altora ce auzise. Era ușor să dezvălui secretele unui copil. Oleg plănuia să acționeze în secret față de soția lui. Acum avea un obiectiv să dezvăluie cât mai repede înșelătoria linei, de care era convins 100%. Doar atunci se va putea reuni cu fica lui și prima lui iubire. Pentru asta, s-a dus la avocații săi. I-a spus soției că a găsit un cumpărător pentru afacerea sa, că tranzacția era pe cale să se finalizeze și că era dispus să-i dea toți banii obținuți. Era necesar să-i adoarmă vigilența. În salonul lui Matvei a fost instalat un dispozitiv de înregistrare audio, și deja după câteva zile. Oleg avea în mâinile sale dovezi incontestabile ale fraudei și complicității cu angajații. Aliona nu a putut să-și ascundă bucuria, și în prima zi a dezvăluit toate planurile directorului spitalului. Cât mai trebuie să așteptăm? A întrebat doctorul. Avea un accent specific, iar vocea lui era ușor de recunoscut pe înregistrare. În orice moment poate veni un control și se va descoperi totul. Ce vom face atunci? Of, Aliona Stanislavovna, de ce m-am băgat în aventura dumneavoastră? Nu dorm nopțile, îmi imaginez ce mi se va întâmpla. E vorba de un dosar penal. Cum de m-am lăsat convins? Vai, săracul de tine! I-a răspuns Aliona. Chiar așa, de ce ai acceptat? Ah, da. Îmi amintesc. 15 milioane te-au făcut puțin mai maleabil. La fel ca atunci când a murit primul meu soț. M-ai ajutat să scap de răspundere și ai prezentat totul ca un accident. Doar că atunci ai cerut mult mai puțin. În acești ani, apetitul tău a crescut considerabil. Nu te mai preface că ești nevinovat. Și, apropo, am vești bune. Totul se va termina curând. Soțul meu a găsit cumpărătorul, și banii sunt aproape în buzunarele noastre. La început era vorba de jumătate din valoarea companiei, dar recent a lăsat să-i scape că este dispus să dea totul. Trebuie să folosim asta. Lasă-l pe doctorul Fert să spună că operația nu a decurs bine și că este nevoie de una nouă. Sau că trebuie să cumpărăm echipamente scumpe. Oricum, inventează ceva. O să-i transmiți asta. Eu nu mă pricep la germană. Vă rog, se auzi din nou vocea medicului șef. Doctorul Fert este fostul meu coleg de facultate, Valera Gerepcikov. El lucrează ca terapeut la policlinică, iar la școală avea nota maximă la limba germană. Acum va veni și vei discuta direct cu el. Valera, vino aici! Se auzi răpaș. Ușa s-a deschis și închis. În vocea Lionei apăru o notă de neliniște. Deci nu ați chemat un doctor din Germania? Întrebă ea, de ce? Răspunse medicul. E dificil să găsești în Europa un doctor care să fie de acord cu așa ceva. Acolo sunt reguli stricte. Ar pierde licența pe viață. Dar Valera e de al nostru. Nu ne va trăda niciodată. Doctorul Fert vorbi brusc într-o rusă perfectă. Eu nu voi trăda. Suntem toți în aceeași barcă dar sunt foarte îngrijorat ca nu cumva copilul să scape ceva. Știți cum sunt copii? Matvei. Se adresa Aliona fiului ei. Matvei. Aul? Lasă telefonul când cineva îți vorbește. Ți minte că în prezența tatălui tău nu trebuie să deschizi gura, doar să clipești trist din noi? Da, știu, știu. Ce? Mă crezi prost. Se auz vocea băiatului e important să nu spui nimic. Când totul se va termina și vei fi acasă, adăugă medicul șef. Oh, nu vă faceți griji. Vocea Lionei sună visătoare. Până atunci vom fi deja divorțați, iar eu și Matvei vom trăi undeva în Italia sau Franța. Matvei nu-l va mai întâlni niciodată pe Oleg. Oleg va rămâne fără un ban și chiar dacă va afla ceva, nu va avea bani să meargă în instanță. Am planificat totul, mai rămâne doar cel mai important lucru. Tranzacția pentru vânzarea companiei e programată pentru mâine. Să ținem pumnii să meargă totul bine. Trimitem cerere Universului pentru succes. Programați operația pentru poi mâine. Și nu uitați să cereți bani în avans. Eu mă duc acasă să cresc tensiunea, ca să nu se răzgândească. În acea seară, Aliona chiar a plâns mult și a afișat o suferință pe fața ei frumoasă de ar fi invidiat orice actriță. Oleg și imagina cum i s-ar fi rupt inima în acel moment, dacă nu ar fi știut adevărul. Chiar i-a ținut jocul Alionei, încercând să o consoleze și promițând că mâine, imediat după încheierea tranzacției, va transfera suma necesară în contul clinicii. Aliona i-a spus că ar fi mai bine să-i dea ei banii, iar ea va face transferul. Oleg zâng în sinea lui. A doua zi, Alional aștepta acasă pe Oleg, pregătită să primească banii. Era foarte nervoasă de dimineață. Orice se putea întâmpla. Partenerii cumpărători ar fi putut să se răzgândească sau să apară circunstanțe neprevăzute care să împiedice tranzacția. Până la urmă, vânzarea unei companii de miliarde nu era o treabă ușoară. Ea se uita constant pe fereastra vilei, așteptând să vadă mașina lui Oleg intrând în curte și de îndată ce l-a văzut, a coborât în grabă să-l întâmpine. Dragule, cum a decurs totul? L-a întrebat ea cu grijă în glas. Totul a mers bine, a răspuns Oleg. Dar acum trebuie să pui o mică semnătură. Aici. I-a întins o miapă cu documente și i-a arătat unde să semneze pe ultima pagină. Unde, cu un creion, a marcat grijul locul, ca să nu caute semnătura. Aliona, Simțind că ceva nu era în regulă, a luat documentele în mână și a început să le citească. Un fior i-a trecut prin tot corpul. Erau documente de divorț. Olegii cerea să semneze că nu va pretinde la bunurile comune și va renunța la tot. Nemernicule! Strigă ea. Fiul meu e pe moarte, iar tu vrei să mă abandonezi în acest moment? Nu mi-aș fi imaginat că trăiesc cu un monstru de cinci ani. Matvei te consideră tatăl lui, iar tu ne dai afară pe stradă. Nu, vom împărți, vom împărți totul. Nu te voi lăsa în pace până nu primesc jumătate din avere. Am dreptul la asta. O să plătești pentru tot. Oleg zâmbi calm și răspunse. Eu cred că ai obținut deja mai mult decât ai fi primit printr-un proces. Mai mult nu am de gând să te susțin. Apoi a pus la redat înregistrarea discuției din salon. Din scurtul fragment, totul devenea clar. Aliona Muți, blestemându-se în sinea ei că nu s-a gândit la o posibilă interceptare și a fost atât de neglijentă. Avocații mei deja întocmesc o plângere penală pentru fraudă, a spus Oleg când înregistrarea s-a terminat. Lipsa de bani va fi cea mai mică dintre problemele tale. Te-a incriminat singură pentru mai multe infracțiuni. La fel ca și complicităi. Dar am și o veste bună pentru tine. Nu am nevoie de scandal în presă și nu vreau ca divorțul să dureze ani de zile. Nu voi merge la poliție dacă semnezi aceste documente. Nici măcar nu voi cere înapoi ce ai luat de la mine. Îți dau o zi să-ți strângi lucrurile și să dispar din viața mea pentru totdeauna. Aliona și-a dat seama că a fost prinsă în capcană. Planul ei a ieșuat undeva. Oleg aflase totul și un învinsese. Nu-i rămânea altceva de făcut decât să semneze unde i s-a indicat. După ce a semnat, a aruncat cu furie pixul pe podea, s-a întors și a urcat scările fără să mai spună un cuvânt lui Oleg. În acea zi, a trebuit să-l ia pe Matvei din spital pentru a o ajuta să-și strângă lucrurile, inclusiv ale lui, și să care valizele grele la mașină. Menajerele nu-i mai ascultau ordinele, ci doar o supravegheau, pentru a se asigura că nu lua vreo valoare de familie sau ceva ce nu-i aparținea. Matvei făcea tot ce îi spunea mama lui și se uita în jur cu teamă, temându-se că va da ochii cu Oleg, cel care-i fusese ca un dată timp de cinci ani și pe care l-a trădat. Și totuși, la un moment dat, acest lucru s-a întâmplat. Oleg a părut de nicăieri în fața băiatului când acesta urca scările cu o altă cutie. Matvei s-a blocat și a coborât privirea. Nu te învinovățesc, i-a spus el. Ești încă un copil, iar mama ta are o mare influență asupra ta. Totuși, într-o zi vei crește și vei înțelege că ai greșit. Puteai să nu o asculți și să refuzi să participi la asta. Noi am trecut împreună prin multe în acești cinci ani. Sper că am fost un tată bun pentru tine. Acum, desigur, nu vom mai putea ține legătura. Din câte văd, mama ta mă blestemă și nu-ți va permite acest lucru. Doar să știi că și eu țin la tine, iar despărțirea de tine mi-este foarte grea. Sper că, în viitor, vei înțelege totul, vei deveni un om bun și mă voi bucura să ne întâlnim și să discutăm dacă vei dori. Iartă-mă, i-a răspuns Matvei. Așa s-au despărțit. Aliona și fiul ei au părăsit vila în aceeași seară, iar după ce divorțul a fost finalizat oficial, Oleg nu a mai auzit nimic despre ea. În luna care a urmat, cât Oleg a trebuit să aștepte divorțul, s-a întâlnit de mai multe ori cu Nadia și Xenia. A început să interacționeze cu fica lui treptat, pentru a nu o speria, deoarece i-ar fi putut avea frică de un bărbat necunoscut. Xenia nu mai umbla prin spital, ci mergea la o grădiniță bună, iar Nadia își făcea ultimele ture la spital. Aflând că Oleg chiar divorța, Nadia a început din nou să aibă încredere în el și aștepta cu nerăbdare ziua în care vor fi împreună. În ultima ei zi de lucru, după terminarea turei, Oleg a așteptat-o la porțile clinicii într-o mașină luxoasă. În mașină o aștepta un buchet imens de trandafiri roșii și un inel cu diamant. Oleg i-a făcut o cerere în căsătorie, iar i-a acceptat cu bucurie. Cei doi au decis să nu amâne nunta și să facă totul cât mai repede, pentru că deja era o familie. Tatăl, mama și fica s-au reunit după o lungă despărțire și multe încercări dificile.